Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul nostru de YouTube, Rețetele Mamei cu Nicoleta. Eu vă spun pentru anul ăsta și la mulți ani, multă sănătate, pentru că nu am mai făcut un video datorită faptului că am fost foarte bolnavă. Nici acum nu sunt așa bine, tot nu am simțul gustului și a mirosului datorită acestui virus. Astăzi o să facem niște turte cu spanac și cu brânză feta. De aceea am aici pentru aluat 400 de grame de făină, 2 linguri de iaurt, 50 grame de ulei de măslini pentru aluat. Aici o să pun 7 grame de drojdie din 200 de mililitri de apă și o linguriță de sare. O să punem sarea. Iaurtul, 2 lingurițe de iaurt, de care aveți, nu e mai gras, mai mare grasime, uleiul și, bineînțeles, drojdia, care am pus-o în 200 ml de apă. Cam așa o să arate aluatul nostru, nici prea moale, nici prea tare. Este un aluat potrivit. Nu o să ne omorâm, să le frământăm prea mult. Așa, potrivit. Făină, ca să nu se lipească aluatul. Thank you.
O să lăsăm aluatul la crescut pentru 20 de minute. După care o să vă arăt cum o să preparăm umplutura ca să o putem pune în frigider până avem aluatul gata. Deci avem aici 400 de grame de spanac, 200 de grame de brânză feta, 150 de grame de cașcaval, o ceapă verde, usturoi granuli, care îl și punem, ceapa, brânza, nu o să mai punem sare pentru că avem brânza sărată. Și o să punem și un pic de pudră de chili. Foarte puțin, pentru că după aceea nu o să o mai putem mânca, o să fie foarte iuti. De aceea o să punem foarte puțin. Așa, o să arate spanacul și cu, pentru că eu vreau să o, să o prepar și să o, o pun în frigider până o să am aluatul gata. Și acum o să așteptăm pentru a lua. Am lăsat aluatul de acus cu puțin. M-am luat în biluții.
am turta pătrată. Așa o să arate. Să ungem ticaia cu puțin ulei. Acum e alegerea dumneavoastră de care ulei vreți să folosiți. Eu am pus un pic de măsline și acum o să punem turta. Așa cam 3-4 minute pe o parte și după aceea o să o întoarcem. Încă un pic.
Este o rețetă foarte ușoară, de asta am și ales să fac rețeta asta pentru astăzi. Pentru că, după cum v-am spus, încă nu mă simt bine. Și știți cum sunt copiii, au pofti mereu. Și am zis, hai să le fac. La copii, că în timpul ăsta nu prea am gătit, eu am gătit fiica mea, că nu am fost bine. Vă recomand, este o rețetă ușoară, nici nu-i prea costisitoare și sănătoasă. Deci. Așa arată. Așa o să le facem pe toate. Am terminat turtele noastre cu spanac. Am tăiat și jumătăți, așa, ca să puteți vedea cum arată. Sunt foarte buni. Este păcat să nu încercați rețeta. Întreaga arată așa. Și jumătățile așa. Sunt coapte, sunt foarte buni. Și foarte sănătoase, cred că. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, încercați și dumneavoastră. Deja copiii mei au mâncat caldi. Am rămas cu mai puține. Și abia așteaptă să le mănânce și pe astealalte. Noi vă mulțumim că și astăzi ați fost alături de noi. Dumneavoastră puteți să faceți mai multe. Eu nu am făcut așa multe pentru că, după cum v-am spus, nu mă simt bine și am încercat să reduc din timpul care ar fi trebuit să-l petrec cu aceste turte. Vă mulțumim! La revedere!